bună, am revenit cu un nou videoclip. Astăzi o să încep o serie foarte interesantă. Este What If cu pisicile războinice. Primul episod începe astăzi cu ce-ar fi fost dacă inimă de foc nu s-ar fi întâlnit cu prințesa. În primul rând, Stea Albastră ar fi avut mult mai multă încredere în inimă de foc, ceea ce este foarte important. Chiar dacă acesta face a devenit secundul clanului Tunetului. Dar, de exemplu, pentru că aceștia s-au întâlnit iarna, în primul rând, clanul Tunetului ar fi avut mai mult vânat, care este o perspectivă foarte importantă. De asemenea, cu acel vânat, poate ar mai fi putut salva câteva pisici. Sau, de exemplu, poate să fi adus iarba mâței sau plante medicinale foarte importante cu care putea să salveze pisici. Ceea ce, sincer, mi s-a părut foarte dezavantajos. Adică putea să se gândească de două ori înainte să facă asta, deoarece putea să salveze peste Albastră, să nu-și mai pierdă una dintre vieți. Desigur, nu este asigurat că ar fi salvat câteva pisici, dar măcar aș fi putut încerca. În al doilea rând, dacă inima de foc nu s-ar fi întâlnit cu prințesa, Lapă de Nor nu ar mai fi existat, Norișor, și după aceea nu ar mai fi existat Coadă de Nor și alte chestii de genul. Și desigur, Coadă de Nor are un rol foarte important. Dar această tematică este foarte importantă și vom avea de asemenea pentru Coadă de Nor un alt videoclip din această serie. Pa!